Să vă explic un pic despre Logan. Loganul care a fost prin toți munții. Și dacă ați văzut ultimul clip cu Loganul, când unii dintre voi spuneau că nu a scăpat și că nu va mai funcționa, vă spun eu că Loganul este perfect, funcțional, nu are foarte multe daune, urmează să fac un clip cu el, dar a venit fratele cu el până la câmp. Începutul, de fapt, este sfârșitul, pentru că a plecat deja fratele cu Loganul și o să vedeți în continuare, dacă tot l-am prins, ce am făcut cu el. Anume, am dat o tură așa să văd dacă tot este... Ia să vedeți. Dacă tot este drumul așa. Adică un pic cam ca asfaltul, a plouat puțin azi noapte și nu mai este praf, drumul este bătut, este ok, dar cu destul de multe denivelări și la viteza aceea. Așa că am testat, am vrut să-l bag în canal, nu mi-a ieșit pentru că s-a depus ceva noroi pe fundul canalului și cu pământul de pe drumul ăsta l-am băgat puțin cu botul și gata să rămână acolo. Așa că am făcut un test de viteză și bineînțeles un test de frânare. De la viteza de 100 și... Hai, vedeți clipul. Ce frâne are Loganul pe pământ!